Iubitoare de animale, Raluca Mihalcea și-a dorit un câine după ce patrupedul care i-a ținut companie în ultimii 10 ani a murit. A intrat pe internet și a găsit un anunț de vânzare a unor pui de caniș. A refuzat să plătească înainte de a vedea ce cumpără. Astfel a ajuns la Pitești pentru a se întâlni cu proprietara. Pentru a se convinge că animalul este sănătos și de rasă pură, a mers și la un medic veterinar. Cum puiul era foarte mic, de doar 3 săptămâni și nici nu era de rasă pură, femeia a refuzat să-l mai cumpere. De aici a început calvarul. Dacă n-am cumpărat, uite așa am fost pedepsită și a vrut să-mi fure geanta. Sunt camere de vedere acolo. Lasă-o și în asta, dacă vi se pare asta, tras pe jos, așa. Pentru că n-am vrut să iau câinele, pur și simplu. În momentul în care ați refuzat să o luați, da. Câinele, am început să vă lovesc. Da, că trebuie să plătesc, că ea a pierdut timpul cu mine. Pusă la pământ la propriu, bucureșteanca a telefonat la medicul veterinar la care mergea cu animalul de companie pe care l-a avut anterior și a spus ce s-a întâmplat. Tatăl medicului a mers cu femeia la poliție și ulterior la spital. Fiica mea a trimis-o la doctorița Ieremia și concluzia a fost că nu corespunde câinele și n-a mai luat câinele. Și pentru că n-a mai luat câinele, a vrut să ia banii, cam așa am înțeles. A trântit-o pe jos, a bătut-o. A venit cu un politraumatism, fără să-i pună viața în pericol. Vom continua investigațiile pentru a afla și a inventaria toate leziunile. Femeia bătută pentru că a refuzat să cumpere câinele a fost supusă mai multor investigații, întrucât a acuzat dureri la coloana vertebrală și la cap. M-a dat cu capul de mașină și la poliție a spus că ne-am bătut reciproc, nu este adevărat, eu n-am atins-o nici cu un deget. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a ajuns la această situație. Femeia cercetată pentru lovire și alte violențe va trebui să dea socoteală pentru învinuirile care îi se aduc. Ea riscă de la 3 luni la 2 ani de închisoare.